În fiecare an, în locul nașterii sale, orașul bănățean Sân Nicolaul Mare, compozitorul de renume mondial Béla Bartók este omagiat prin muzică. Asociația noastră a luat ființă pentru că am simțit nevoia că în acest oraș unde s-a născut un compozitor așa renumit să se organizeze și evenimente muzicale. Fiindcă nu am avut nici școală de muzică în oraș și nici muzicieni de talie ca să interpreteze opera lui Bartók, am fost nevoiți să apelăm la cele două facultăți a orașelor învecinate și prima dată l-am căutat pe domnul decan al Facultății de Muzică din Szeged, domnul doctor Kerek Ferenc, pianist distins cu premiul Liszt. După aceea am cooptat și Facultatea de Muzică de la Timișoara, condusă atunci de doamna decan Stankovici Felicea, și astfel s-a format acest triunghi între cele trei orașe. És így adódott az a gondolat, hogy nagyon jó lenne Szegeden egy olyan nemzetközi zongoraversenyt tartani, ami bemutatja azokat a szerzőket, ami Bartóknak, mint zongoraművésznek is kedvence volt. Marele compozitor Béla Bartók s-a născut, după cum se știe, la Sân Nicolaul Mare, în 1881. Părinții, tatăl era directorul școlii agricole din această localitate de pe malurile râului Aranca, iar mama învățătoare, Béla Bartók senior, era foarte atras de, mai ales de muzică, și cu intelectuali din oraș au organizat o orchestră semisimfonică. A papa meghalt, amikor Bartók 8 éves volt, a húga 4, így a mamára hárult a két gyerek felnevelése. Miután az édesanyjuk zongora tanárnő volt, felfedezte azt, hogy a kisfiúnak van érdeklődése és tehetsége a zenéhez, és így már nagyon korán, 3-4 éves korában adott neki zongora leckéket. A vârsta de 8 ani, compozitorul de mai târziu s-a mutat la Bistrița, după aia la Nagyszőlős, la Vinogradov, în Ucraina Carpatină de astăzi, iar după aia a ajuns la Bratislava și s-a înscris la Academia de Muzică din Budapesta. El a fost educat în spiritul muzicii lui Bach, Mozart, Beethoven și așa mai departe, Liszt, dar din fericire el a reușit să se rupă de această tradiție și asta s-a întâmplat în momentul în care el și-a dat seama de infinita bogăție a folclorului maghiar, român, sârb, bulgar, arab, indonezian și așa mai departe. La un moment dat, când în 1923 a avut loc semicentenarul unirii Buda cu Pesta, i s-a cerut să compună o lucrare special pentru acest moment, iar el a compus suita de dans, în care se îngemănau melodii maghiare, slovace și românești. Bineînțeles că a fost acuzat pentru acest lucru, așa cum a mai fost acuzat de trădare de patrie, pentru că și că s-a pus în slujba culturii valahe, pentru că el culegea folclor românesc, îl valorifica. Dolgozó szobája íróasztalán látható a híres fonográf, ami Edison 1877-es találmánya. Miután Bartók tudomást szerzett róla, hogy létezik a világon egy olyan szerkezet, amely rögzíti a hangokat, attól kezdve minden erejével azon volt, hogy ezt megszerezze. És amikor sikerült neki, attól kezdve mindenhová magával cipelte ezt a hatalmas szerkezetet. Ca să poată să înregistreze, el a avut nevoie să dea o anumită încredere acestor
țărani care cântau și, și pe care voia el cu tot ca să se înregistreze încrederea. Deci ce vreau să spun, că el a avut această capacitate ca să vorbească 14 limbi. El știa 14 limbi. Să vorbească, să scrie și să citească. În afară de asta, era capabil să vorbească 40 de limbi. Da. Inclusiv anumite dialecte indiene și anumite dialecte arabe. Adevărul este că Béla Bartók a învățat limba română tocmai pentru a înțelege textele cântecelor populare și, de ce să nu spunem, din dragoste pentru muzica și pentru poporul român. După ce a terminat volumul dedicat muzicii, prezentării muzicii populare din Comitatul Bihor, volum a apărut sub îngrijirea Academiei Române de la București și a propus că cel de-al doilea volum să-l dedice Banatului și mai ales Comitatului Torontal și chiar putem spune că anul acesta se împlinește centenarul, fiindcă în ianuarie 1910 a început să culeagă folclor în Banat în mod sistematic. Și după datele cercetătorilor, pe parcursul anilor până la izbucnirea primului război mondial și chiar și în anii războiului, a cules numai puțin de cât 650 de melodii populare în Banat. Első gyűjtőfüzetet, da. amit Bartók román gyűjtésre használ. Da, este prima lui culegere de folclor românesc. Este extrem de interesant și impresionant. Gyűjtéssel kapcsolatos nevek, helyek, da, felírása. Bine, el is nota toți informatorii. És itt is találhatók olyan dallamok, amelyek feldolgozásokban deci szerepelnek. Se pot regăsi o serie de lucrări, deci de piese folclorice, în creațiile lui, creațiile lui culte, în creația lui. Viszont egy külön füzetben jegyezte be a szövegeket. Într-un caiet separat, dictando, el nota textele. Această dragoste pentru muzica poporului român reiese și dintr-o scrisoare pe care el o adresase lui Bianu, Ion Bianu, în 1914. Izbucnise războiul, iar el îi scria: fie ce-o fi, numai între noi și România să fie pace, pentru că scopul vieții mele este să închei cercetarea muzicii populare românești, cel puțin în Transilvania. Din păcate, după război, după 1918, lui Bartók s-a interzis să mai culească folclor muzical în România. De ce? Pentru că venea cu aparat de înregistrat, să nu fie cumva un spion pus în slujba maghiarilor, nu știu. În 1919, el a vrut să emigreze și s-a gândit să emigreze în România. El chiar i-a scris o scrisoare lui Tiberiu Bredicianu, care era șef al resortului arte din Consiliul Dirigent, prin care ruga să intervină pentru un post de profesor. Din păcate, Bredicianu nu l-a sprijinit. Ez a zongora, ami most eljátszottam Bartók egy különös dallamát, Bartók honvágyának jelképét, egy olyan dallamot, ami egyszerre magyar és román is valamennyire, és ezt a igazi, nagyobb hazát jelképezhette Bartók számára. Ezt a dallamot azon a zongorán játszottam, amelyet Bartók Béláné, özvegy Bartók Béláné Pásztori Ditta adományozott a Zeneakadémiának.
Ez a két szoba tartalmazza azokat a bútorokat, amelyek között Bartók élt, és ez megmutatja, hogy mennyire szeretett mindent, ami a népművészettel kapcsolatos. Tehát nem csak a népzenét, de maga körül a bútorokat is akkor érezte igazán a sajátjának, ha azok megelevenítették a népművészeti motívumokat. Bartók a fost timp de 33 de ani profesor la Academia Franz Liszt din Budapesta. El niciodată nu a dat cursuri de compoziție. Fiind așa un mare geniu, trebuia, logic, să predea compoziție. Dar el era refuzat. Și el a făcut toată viața lui cursuri pentru pianiști. Bartók 1907-ben került ebbe az épületbe, amikor az épületet megépítették, több mint 100 éve most. És az egyik első hangversenyen, amit itt tartottak ebben a gyönyörű nagy teremben is játszott. Ez az épület, a gyönyörű budapesti zenepalota az ő tanárságát látta. Több évtizeden keresztül tanított itt zongorát. Ugyanakkor, amikor Dohnányi, Kodály, Hubai is itt tanítottak, és Európa egyik legnagyobb zenei centrumát alkották ezzel. Bartók a abordat toate genurile muzicale, începând de la miniatura pentru pian, miniatura vocală, până la genurile simfonice, vocal-simfonice, muzică de teatru, balet. Bartók 1912 és 20 között lakott itt a Rákosegyi mai Bartók zeneház épületében, és akkor itt még a környező házak bizony nagyon üresek voltak, a település is kevesen lakták. 1911-ben ő már megfordult Rákoshegyen, akkor, mint ezen a képen is látható, ezen az üdvözlő lapon, amit ő írt, a Vecsei Ferikéhez hívták, mint zongora korepetitor, és így került ide erre a vidékre. Az alkotói korszakának egy nehéz időszakába érkezett, hiszen megírta itt e házban, e falak között ugye a Kékszakálló Hercegvára című egyfelvonásos operáját, ez egy misztérium játék Balázs Béla szövegére. És az operaház valahogy nem akarta bemutatni ezt a darabot, Bartók akkor nagyon-nagyon elkeseredett, és akkor döntött úgy, hogy elhagyja a városközpontot, és eljön egy kicsit távolabb. Megérkeztünk. Așa începe opera Barba Albastră de Béla Bartók. Cred că Ungaria este reprezentată în lume cu Barba Albastră mai mult decât cu alte opere sau lucrări muzicale. Se cântă în toată lumea, se cântă tradus și în ungurește, atât în Japonia, Thailanda, America de Sud, America de Nord, Europa, Asia. Bartók eleinte nagyon szeretett itt élni. Úgy érezte, hogy egy nagyon csendes környezetet talált magának, idillikus környezetet. Megpróbálkozott sok mindennel, például krumpli termesztéssel. Nem sikerült neki. Ebben az épületben nagyon sok vendéget fogadott. Például Kodály Zoltánt feleségével, Emma asszonnyal. Kodály Emma asszony például itt kezdte el lefordítani, és először német nyelvre a Kékszakállót, mert arra gondoltak, hogy talán a Kékszakálló külföldön nagyobb sikert arat, és ha ugye külföldön már elterjedt, hogy milyen remek ez a egyfelvonásos opera, akkor talán a pesti opera is majd műsorára tűzi. Cândva am primit un telefon de la ministrul culturii
a României, aici, în opera din Timișoara, că tovarășul Airizer trebuie să înveți Barba Albastră la Filarmonica Banatul, o să cânți două spectacole cu Orchestra Filarmonicii Banatul, dirijor Maestru Bugeanu din București și o soprană din Ungaria. Nu puteam să zic că nu. Am început să învăț și am ajuns la spectacol cam 40-45%. Muream de frică. Bineînțeles că am făcut greșeli și mi-am zis în cap, în viața mea n-o să mai cânt Barba Albastră de Bela Bartok niciodată. Au trecut câțiva ani și viața m-a dus la Budapesta. A plecat președintele țării la Barcelona și bineînțeles că au plecat și niște manifestări culturale. A venit directorul de atunci de la Budapesta și a zis: peste o lună cânți la Barcelona Barba Albastră. Luna aia mi-a lipsit să înveț perfect. Adică lucrarea este modernă, foarte bine scrisă, dar câteodată orchestra cânte ceva și noi cântăm pe scenă altceva. Eu am cântat în peste 20 de diferite ediții, de la Tokyo, Bangkok, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Vancouver, Barcelona, Toulouse, Aix-en-Provence, Amsterdam. Bineînțeles, București, Timișoara, că am revenit cu opera din Budapesta, am cântat la Ierusalim, la Cluj. Și cred că sunt cele mai multe spectacole ca număr din peste 1800 de spectacole câte am cântat eu în 43 de ani. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Bartók archívumában vagyunk. Ez az archívum 1961-ben jött létre, jövőre lesz 50 éves, 50 éve működik. Tulajdonképpen e köré, az archívum köré épült az első magyarországi zenetörténettel foglalkozó intézet. Eleinte borzasztó nehéz körülmények között kellett dolgozni, mert a Bartók kéziratainak jelentős része nincs Magyarországon. A legfőbb műveinek kéziratait magával vitte az Egyesült Államokban. Ott is létrejött egy Bartók archívum New Yorkban. Két intézmény párhuzamosan működött, és kevés kapcsolat volt közöttük. Lényegében azóta tudjuk alaposabban vizsgálni a valamennyi Bartók mű kéziratát, keletkezés történetét, amióta Bartók Amerikában élő fia, Bartók Péter megkapta a kéziratokat, és egyik első dolga volt, hogy másolatokat küldött a Bartók archívumnak. The
parcursul acestor culegeri, drumul de culegeri, a ajuns și la Vinga și în comunele din împrejurimi, dar la Vinga a susținut și un concert, a cântat din compozițiile sale, dar chiar s-a pus cu doi intelectuali din acea localitate să prezinte, să cânte un trio de Beethoven în calitate de solist, de pianist, a avut apariții destul de frecvente, relativ frecvente. Prima dată a cântat în Timișoara în 1906 împreună cu o soprană atunci aflată la începutul carierei, făcând parte din ansamblu teatrului din Timișoara cu Bianca Malețchi. În perioada interbelică a susținut patru concerte în Timișoara și câteva la Lugoj. Și ultimul concert susținut pe teritoriul României în 1936 a avut loc tot în Teatrul Comunal, sala Teatrului Comunal din Timișoara. A kilenc csodos orvos. Volt egy öreg apu. Volt néki kilenc szép szál fia. Testéből sarjadott szép szál kilenc. És a művéről van itt szó, a Kantáta Profánának ez viszont első kiadása, megint igen. Csak az ő. Igen, este prima ediție a Cantatei Profane, una cele mai importante lucrări ale sale. Javított, ő írta. Se vede javított, în sensul că este revizuită. Deci este o ediție revizuită. Ez a mű, ennek a műnek a szövege, ugye román. Folklor, da, deci este poate singura lucrare în care folosește doar textul unor colinde românești, e vorba de două colinde, da, este vorba de două colinde, le folosește pe ambele, însă muzica nu este românească. Muzica nu este românească, dar textele sunt întocmai așa cum le-a cules de la popor. Itt is látunk javítást, és vannak bejegyzések, amik a minden bizonnyal a mű londoni ősbemutatóján, 1934-ben. Prima audiția a avut loc în Londra în 1934 și se vede clar că Bartók face niște notări aici chiar pentru această primă interpretare a cantatei. Muzica lui Bartók este absolut organic, legată de natură. El a explorat ceea ce se cheamă astăzi seria lui Fibonacci. S-a bazat pe observarea creșterii unui copac. Adică, din sămânță e o tijă. Anul viitor, dintr-o tijă, devin două. Anul viitor devin trei tije. Adică fiecare număr este suma celor două numere anterioare. Și dacă cineva este conștient de acest lucru, foarte clar se poate să-și dea seama unde este culminația unei lucrări. Fiindcă construcția, operele lui sunt bazate pe acest principiu. Béla Bartók în 1940 s-a hotărât să emigreze în Statele Unite. El nu a acceptat acest regim fascist și mai ales nazist. Când a ajuns el în America, nimeni nu știa de el. În Europa el e deja foarte cunoscut, mai mult sau mai puțin acceptat de marele public, dar totuși toată lumea știa de existența lui Bartók, în toată Europa. Ei, din cauza asta el a suferit enorm, că în America, de fapt, nimeni nu știa de valoarea lui.
El a fost bolnav, nu a avut o situație financiară foarte bună, de aceea și Yehudi Menuhin l-a ajutat și a comandat lucrări. A mai fost invitat ca visiting professor la universități din Statele Unite și a murit în 1945, lăsând pe masă ultimul concert pentru violă și orchestră, în care schițase încă o temă de inspirație populară românească. És ami engem Bartók zenéjében megragad, az az a többlet, amelyet a nyugatiak, akik ugyanúgy értékelik Bartók zenéjét, mint Debussy-t, Stravinsky-t vagy Schönberg-t a 20. század legnagyobbjai közül, nem igazán érezhetnek át, a hazának a szelleme, a hazának a hangjai és a hazának az étosza. Ugyanakkor Bartókot nem ez teszi igazán nagyjá a zenéjében, hanem az, ahogyan ezt a hazát be tudta vezetni az egyetemes kultúrába. És ez a haza, amint már említettem, ez magyarok, románok, szlovákok és a Közép-Európa más népeinek közös hazája. És igazából ezzel a szintézissel válhatott ő a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzőjévé.